și prețul foarte bun, mulțumit, aparent așa, dar a găsit pe Facebook o ofertă foarte bună și este cu TVA sau fără TVA. Când cererea este mai mare decât oferta, apar foarte mulți comercianți pe piață. Chiar de curând le povestea un client că a vrut să cumpere ceva produse de la... A găsit pe Facebook o ofertă foarte bună și a vrut să-și ia ceva produse pentru construcția halei. Și prețul foarte bun, mulțumit, aparent așa, dar prețul era fără TVA. Ei bine, TVA-ul nu este al nostru, TVA-ul nu l-am inventat noi, companiile, TVA-ul este al statului și indiferent de situație, îl plătim și la hipermarket când ne cumpărăm mâncare și când cumpărăm mașini și când cumpărăm haine sau materiale de construcție. Așadar, prețurile fără TVA au rolul în general de îl micșora, de a părea că este mai mic. Dar în momentul când îți faci calculul final și se adaugă TVA-ul, poți să ajungi mai scump decât un preț care avea TVA-ul încă de la început. Așadar, mare atenție atunci când primiți o ofertă, dacă este cu TVA sau fără TVA, pentru că aparențele te pot induce în eroare și la final să pierzi și timp că, până să-ți dai seama și să-ți faci și speranțe că ai fi cumpărat un produs la super ofertă. Așadar, cu TVA sau fără TVA, asta e întrebarea. Succes!